Știi că pesticidele chimice stresează plantele și reduc producția cu până la 30%? Și cauți o soluție antistres? Mai bine ascultă sfatul specialiștilor. Folosește Albit, biostimulator cu proprietăți antistres. Albit, dă putere plantelor. Legat de Albit și legat de condițiile climatice care o să vină în următoarele săptămâni, pentru că se anunță ploi torențiale în toată țara, se anunță o lună iunie foarte ploioasă, ca atare aceste precipitații și umiditatea atmosferică ridicată, coroborată imediat cu apariția soarelui care produce unul la mână insolație, iar picăturile de apă pot să producă efectul ăla de lentilă, să creeze o arsură plantelor. Să nu uitați că aveți la dispoziție biostimulator sau agenți antistres pe care puteți să-i folosiți și este recomandat să-i folosiți și atunci când plantele suferă din cauza grindine, adică o parte din masa foliară a fost distrusă de grindină. Folosiți Albitul sau folosiți Verdomaxul. Vă ajută și la stimularea plantei să depășească stresul și la stimularea plantei să crească în continuare, chiar dacă o parte din masa foliară a fost distrusă de grindină. Și în combinație aceste produse, evident, cu tratamentele de uz fitosanitar. Pe adresa de e-mail, acolo, unde vă invităm și pe dumneavoastră să ne scrieți, Simona ne-a trimis imagini cu vișinul și cu părul. La vișine spune că o parte din frunze și inflorescențe, aici este părul, haideți că discutăm pe problema aceasta. Hotărăți-vă, colegi, care imaginile lăsați. Lipsă de tratament pentru că a apărut rapănul. Trebuie neapărat făcut tratamentele la timp și atunci boala respectivă nu se poate manifesta. În cazul părului este vorba de rapă, în tratamentele la timp. Noi am tot spus și pe parcursul acestei emisiuni care sunt tratamentele pentru a menține starea de sănătate a mărului, părului și a majorității pomilor fructiferi. Iar la vișini este vorba despre monilioză. Atunci când vârful lăstarilor pierde inflorescențele, se maronește și frunzele se maronește și lăstarul devine și fructele deviat, se mumifică. Este monilioză, ramurile care sunt deja afectate, puteți să le și tăiați pentru că ele nu o să-și mai revină la normal și faceți tratamentele cu Corus sau Signum sau Schwitz. Sunt produse sau Luna Experience, produse care inhibă dezvoltarea acestei boli. Oprește infecția, a ciupercii, deci oprește evoluția ciupercii. Andra ne spune că a tratat pământul cu basamid în toamnă, așa cum i-am indicat noi. A pus răsadurile, roșiile de ardei, vinete, dovlece, cartof, unele cu viermicid, altele cu Trica Expert. După o săptămână a verificat solul și a găsit vierm sârmă. În continuare a tratat cu caratezeon. După alte două săptămâni a verificat și a găsit din nou vierm sârmă activi. Deci, dacă a făcut tratamentul corect cu doza care am prescris-o noi, 2 kg la 100 de metri pătrați, atunci nu se poate să aibă dăunător de sol, sub nicio formă. Mai ales la ce produse a folosit. Exact. Intuiesc că există o eroare în aplicarea acestor produse și nemenținerea solului umed. Produsele acestea doar în prezența apei se descompun și emană acel gaz care este... Și trebuie neapărat după aplicarea basamidului, deci basamidul se aplică pe pământ, se încorporează în sol, după care se udă și se acopere cu o folie ca să-și facă efectul. Dacă nu s-a întâmplat așa, ăsta e rezultatul. Domnul Ghibu, vă mulțumim pentru informațiile astea și astăzi. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți și cu mare drag vă așteptăm și săptămâna viitoare. Multă sănătate, toate cele bune! Emisiunea v-a fost oferită de verdon.ro, magazinul online dedicat fermierilor.